Destul de puternic. Și acum e inițiativa, da? Haiduci adevărat și și-au arătat forța. Din acest punct de vedere au dominat-o pe FCSB din punct de vedere al forței, dar jucătorii lui Nicolae Dică speră să întoarcă această dispută în favoarea lor printr-o circulație mai bună a balonului. Starea terenului este mai bună decât la sprint. Nu este una deosebită, dar e mai bună decât la sprint și aceasta este o veste bună pentru echipa gazdă, pentru FCSB. Planic, vorbeam cu ziariștii croați, de Felipe Teixeira. Așteaptă în dreapta ganezul Said. Primește Said, naturalizat italian, Said, concentrare periculoasă. Are ocazie de gol al lui Haidu din prima manșă, cu o lovitură de cap, o minge trimisă în careu și din nou minge este trimisă cu canșă, imediat după prima manșă. Cei de la Haidu nu profită însă de superioritatea lor în aer, nu lovesc atât de bine capul pe care îl permite. Atenție la șutul lui Said, vine șutul ai Serbiei. Continuă, este Felipe Teixeira. Bună centrarea lui Romario Benzar. Așteaptă Tănase pentru Junior Moraes. Mingea rămâne în careul lor și vedem Nedelcu. Benzar pentru Teixeira. Nu este nimic pentru șut, este intrare corectă. Încă o dată bravul Pintili și FCSB pleacă bine pe contrata. Junior Moraes așteaptă Nioere. Teixeira lasă pentru francez. Adlen Nioere. Am avut emoții la precedentul corner bătut de Hajduk. Fomichov cu această execuție iese Bălgrădean și boxează. Apoi prelungește Felipe Teixeira. Este lăsat în continuare atacul celor de la Hajduk. Ba nu, acum fluiera arbitru la pauză. Așadar avem un rezultat de egalitate între FCSB și Hajduk Split. 0-0 este rezultatul din prima manșă. Vă așteptăm aici pe Arena Națională, pe Pro TV, după pauză. Este posibil să-l vedem pe Denis Mann jucând mai central în poziția în care juca Tănase, iar Moruța să treacă în dreapta. Urmează o minge pentru Pintili și de la acesta la Junior Moraes. Parcă mai încrezători în forțele lor cei de la FCSB. Offside. Apoi a venit și mingea lui Denis Mann, dar deja nu era, fusese semnalizat în offside. Dictează lovitură de la 11 metri, însă, însă asistentul i-a spus, dictează lovitură de la 11 metri. Ce vedem? Un nasul rupt este Nedelcu. Doamne, ce e acolo Nedelcu? Ce urâtă lovitură a primit Alem Nioere în fața golului. Francezul, golgheterul stelei, Nioere! Bucurie enormă pe Arena Națională. Halen Nioere și iată-i pe copiii lui Halen Nioere, bucurându-se și ei în tribună. O bucurie imensă aici, FCSB are 1-0 în fața lui Hajduk Split. Portarul Posavec s-a dus pe traiectorie, a fost aproape, dar Nioere a trimis-o jos la tirul ierbii, unde este foarte greu portarului să ajungă. Da, pentru voi, pentru copii, către ei face semn. Primului gol marcat în Europa League în acest sezon. Harlem Nere, cel care marca la începutul acestui an unicul gol al unei mari victorii a celor de la FCSB, 1-0 cu Lazio. Mingea, uite ce mult noroc a avut Posavec. Mingea s-a dus pe sub Posavec. S-a dus Posavec pe ea. Și explozia. Este drept că plecase portarul croaților, era cu vreo 2 metri. Prima schimbare, Ghiurcio să-și facă apariția pe teren. Borja Lopez i-a pasat lui Țactaș, care a coborât după ieșirea lui Juric și intrarea lui Jairo. Nu trebuie lăsat. Șut de la distanță al capitanului Juranovic. Teixeira. Următoarea schimbare probabil Coman în locul lui Teixeira, care trece minunat. Felipe Teixeira, încă un dribling și cere lovitura de la 11 metri, care nu vine. Ce fază minunată face Teixeira! Dar iată aici cu Moruțan, Teixeira, scapă cei de la Hajduk Split de această fază în care ai noștri au Pălașa. Said cu o pasă precisă, preluare aici lui Ghiurcio. Ghiurcio în continuare, maghiarul Ghiurcio, centrarea acestuia și Bălgrădean, extraordinar, Bălgrădean cu piciorul, apoi Felipe Teixeira, o mingea pentru Moruțan, Moruțan pleacă pe contraatac, dribling frumos al lui Moruțan, Moruțan îl are la apropierea lui pe Man, de asemenea Nioere
este în apropiere. Moruțan nu reușește pasa pentru Manu. De ce acolo? În tur câștiga aici cu 3-2, cu 3 pase de gol date de Jairo. Dar până la urmă a ieșit bine. FCSB a trecut de Trenzin atunci. Neuere, Neuere, un dribling ala Zidane din partea lui Neuere. Și apoi o pasă pentru Denis Man. Denis Man, Denis Man, șutul lui Denis Man. Dribblingul a fost bun, dar apoi șutul a fost ratat. Aplauzele trebuie să meargă. Facă lucrul acesta în jumătatea adversă. Fomichov. Fomichov îi pasează lui Tsaktaș. Hajduk atacă cu toate liniile. Minge care ajunge la Jairo. Brazilianul Jairo este întâmpinată de Filipe Teixeira. Continuă Jairo cu această centrare și este gol marcat de Said. Ahmed Said marchează în minutul 82. Jairo își continuă seria paselor mari, decisive pe arena națională. Patru goluri marcate de Trenzin și Hajduk aici pe arena națională, toate din pasele acestui pentru Filipe Teixeira. Urcă și Junior Moraes. Filipe Teixeira pentru brazilianul Moraes. Moraes se luptă cu compatriotul său, Jairo, centrarea lui Junior Moraes. Foarte bine a reușit să respingă de acolo Miculici. Nedelcu. Nedelcu a venit bine, Nedelcu, nu, Teixeira. Moruțan scoate mingea din acea zona terenului, foarte bine îi pasează lui Filipe Teixeira. Planic este și el acolo, Filipe Teixeira se aruncă către careul lui Hajduk, acum Planic, centrarea sârbului, acolo este Neuere, cade Neuere și mingea este respinsă de Tsaktaș. Paul n-a fost. Paul n-a fost, dar minte mingea rapid lui Romario Benzar, Man nu scoate lovitura liberă, dar mingea rămâne la FCSB. Putem declanșa un nou atac. Suntem deja în al treilea minut al prelungirilor, reprize secunde. Junior Moraes aruncă acest balon, sare acolo Planic, balonul ajunge la Moruțan. Moruțan pentru Romario Benzar. Centrarea lui Romario Benzar și gol! Că l-a agresat pe Bălașa. Croatul s-a dus să bată repede, să repună mingea repede în joc și Bălașa l-a oprit. Era momentul bucuriei lui Arlen Neuere. Și a meritat francezul un moment doar al lui, cu aplauzele a 30.000 de oameni pentru super golgheterul calificat. Strigăm încă o dată!